Zic la fă, stai acolo, stai acolo. Păi stai acolo dacă ți-am zis eu. Că zici că stixul de la Croco. Salut, eu sunt Denis și bine m-am găsit la un nou clip, fraților. Astăzi, pentru că n-am mai postat de fix o lună de zile, sau nu chiar fix, dar de o lună de zile n-am mai postat. Mă simt că nu am dat căștile jos. Astăzi, pentru că n-am mai postat de o lună de zile din nou, pentru că, na, a început școala, asta e ce zi faci, o să se mai întâmple. Mă gândeam că ar trebui să-mi iau un pic de roast, sau cel puțin să mă simt, pentru că astăzi o să reacționăm la Dana Budeanu și Dana Budeanu se cam ia de băieți, frate. Se cam ia, serio, serio. De când am lipsit-o de pe YouTube, a explodat Dana Budeanu, frate. Fraților, nu uitați să apăsați pe acel buton de subscribe ca să ne strângem cât mai mulți pe acest canal de YouTube, să ajungem o dată la 50.000. Și da, să apăsați pe acel buton de like dacă vă place chestia asta și să vă duceți pe Instagram să dați un follow, pentru că am 2000 de followeri. 2000. Să facem neapărat 10.000, să luăm swipe up-ul ăla, că nu mai suport. Să reacționăm la Dana Budeanu, frate. Să vedem ce elegant, așa frumos, cu rochița aia sau fustă sau ce, nu știu, Dana Budeanu, dacă te duci la videoclip, să-mi spui și mie ce e aia, fustă sau roche. Ce face mafioții cu poșete? Cu poșetele mici care au umplut străzi. Ce aveți, mă, în poșetă? Ruj? Ce poșete, mă? Ce aveți în poșetă? Ce e în poșetuța aia? Cine poartă poșete, mă? De vreo 2-3 ani. Pe pieptul vostru. Pe piept? Stai, mă, că am și eu din aia poșetuță în care... Stai, am și o poșetuță, Dana Budeanu, îmi pare rău. Și nu țin rujul acolo, îmi țin balsamul de buze. E cu aromă de pepene verde. Mi-o lase fain. Dita mai matahalele care mergeți cu poșețica aia. Hai că matahale. Matahale dacă e. Ce matahale e asta? Zim tu mie. Că zici că stixul de la Croco. Poștași, ce aia, mă? Bărbații își țin portofelul în buzunar. Ori la piept, ori la spate. E ok. De când aveți poșete? Aveați voi poșete acum 3-4 ani? Da. Nu. Cum nu? Cum nu? Eu purtam și când eram mic. Din alea de la H&M. Hai că purtam dacă... Au apărut poșețelele. Toți bărbății au o poșețică aici. Ce e în poșetă? De ce cărați poșeta? Ține cash-ul. Nu am loc în portofel. Zici că e casa de papel. Cu amețitele care răcesc la ovare de la Gresie. Da, mă. Ca ăia care își pun vată în urechi ca să nu-i tragă curentul că răcesc de la curent. Da, mă, normal. Voi știți, mă, ce e aia răcea la ovare? Nu. Știți de unde vine? Nu, că n-am. Păi e viral, mă, cum? Crezi că te ia de pe Gresie? Urcă pe picior? Cum de la Gresie? Adică cum? Urcă pe picior și să duce și să bagă în ovar sau cum? Care e răceala de la Gresie? Gândiți! Bă, ce și-a dat în cap? Ai nebunit la cap, auzi, auzi! Gândiți! Stai, ce-o... Gândiți! Deci ea chiar și-a dat în cap, bine, mă, n-are treabă cu capul ei. Sau de la curent, adică cum e că de la curent, mă trage curentul, m-a tras curentul, cred că am înțepenit așa la spate că m-a tras curentul. Babelor! Ce bărbat e ăla așa. Care se pensează? Adamu, da, chiar, adevărat. Nu, aici ați de acord. Care bea cu paiu. Da, mă, scuze, nu, eu n-am pai, n-am pai. Eu eventual mai beau cu cash-ul. Adică fac în formă de paie, așa, știi? Îl urez așa. Deci îl bag în așa și... Am dat și drumul la videoclip, ai nebunit. Care fumează slim. Care suge... Gadgetul ăla sau ce e, țigara aer electric, bă, stai. E da, mă, cum să fumezi, mă, țigara, adică să vapezi, cum să vapezi, mă, n-ai cum, ca băiat, n-ai cum, tu trebuie să iei trabucul, mă, ăla așa, să fie, uite așa, să fie, dai blantul. Și să, da, adevărat. Bă, bărbații care fumează. Așa. Bă, ăia fumează. Bă, voi ați văzut reclama aia veche de la Marlboro? Bă, ăia, mă, bărbații care fumează. Bă, voi ați văzut în vreun film vreun fătălău care trage? E același lucru cu fătălăii care își comandă cocktail la bar. Ce, mă?
pe în cosmos, ce vă comandați la cocktail? Bărbații beau cocktail. Bărbații beau sec. Cu gheață, sec, alcool. Tare, alcool, pahar, alcool, gheață, maxim. Și-o care beau apă. Eu vă întreb. Și-o care beau apă. Se extraterestru sau ce? Cum să bei cocktail ca bărbat? Normal. Cu păiuț, cu măslinuță, cu ce bei? Mă, dacă Dana Budeanu ar fi președinte, vă dați seama că dacă Dana Budeanu ar fi președinte, dar lege în care ar spune că cocktailurile, sucurile, apa și astea sunt pentru fete, da? Deci numai dacă îți iei ca băiat, ca, ca bărbat, îți iei cocktail sau îți iei orice din secțiunea feminină, a băuturilor normal, atunci, nu știu, iei amendă sau ceva, te bagă la închisoare, face ceva, rău, rău, n-ai cum. Ce se întâmplă cu voi? Nu mai aveți ciorapi, ok. Dacă tu ești în Jäger, fătălăule, ești în Jäger, da? Da. Ia bă, băiatule, mătura. Fă ce fac femeile, mă. Ia op în casă, șterge praful. Măcar aici ați de acord, adică dacă aș avea, așa, una ca și Dana Budean, și ar spune frumos, bă, tu iei mătura, nu iei mătura din mână să faci curat, nu, eu fac curat, eu fac de mâncare. Tu stai și nu faci nimic, tu stai și te uiți la fotbal. Gata, tată, dă-i. Nu mănâncă ciolan cu fasole. Și nici ciorbă de burtă. Cine, băieții? Și nici nu merg la restaurant și comand un antricot. Și un șnițel cu pireu și cu salată. Nu. Astea sunt secrete, mă. Ce-s? Că prințesele sunt prințese. Stai, prințese, adică noi suntem prințesele, băieții, nu? Stai că nu m-am prins, scuză-mă. Ce te aștepți de la un bărbat? Oh, ce-i zbiri? Când te-a văzut mâncând ciolan. A, da, adevărat, adevărat. Puteți să faceți un Scandenberg înainte să vă culcați, râgâiți amândoi și vă culcați. Să mă bată. Cum, bă, de cum a ajuns de la ciolan la Scandenberg în pui? Voi, acești melteni. Acum ai de noi, acum ai de noi, melteni. Melteni. Stai, scuză-mă, scuză-mă, ce-am făcut? În primul rând, vi se spune de către mine, mafioți, că tocmai nu sunteți. A, da, mă, normal. Nu suntem mafioți, deși a trebuit să fie. Care vă uitați la Narcos și la alte seriale și credeți că sunteți că e? M-am uitat la Narcos, nu cred că aș vrea să fiu ca unul dintre aia, adică am văzut ce s-a întâmplat cu aia, nu cred că aș vrea. Nu, nu, n-aș vrea. Ok, vlogger, eu mă uit aici, reacționez la tine, Dana Budeanu, ești top. Este zero și voi știți. Știi. Acasă, în fiecare zi. Ce-am făcut? Okay? Când ce? Fiecare zi. Că vă iau alea acasă, în fiecare zi. Adevărat, alea. Ok? Dacă care există vreuna. Atunci v-am numit mafioți. E cu ghilimele, mă. Doar la amețite nu e cu ghilimele. La voi cu ghilimele, nu sunteți niciun. Nu, nu, nu. Mafioții nu-și fac selfie. Mafioții nu fac mult. Apare nu-s mafiot că nu fac selfie. Ești prost? Adică aparent sunt mafiot când fac selfie. Deci Dana Budeanu chiar mi-a dat... Bun, revenind. Stai, sunt mafiot pentru că nu îmi fac selfie-uri și alte de alea, da? M-am scos. De mă, își pun filtre pe față, își pun ciorapi. Băi, adevărați. Deschid ușa și intră primii în restaurant. Zic la ea, fă, stai acolo, stai acolo. Păi stai acolo dacă ți-am zis eu. Scaunul la masă ca să se așeze întâi femeia, nu lasă o spăt. Nu, asta chiar nu facem, stai liniște. Tarul să-i tragă scaun, îl trage el. După ce ospătar, dracu, că o duci la Mac? Ce ospătar ai tu la Mac? Nu o lasă pe femeie să vorbească cu ospătarul să-și comande ea ce are de comandat. Comandă doar el. Se ridică în picioare drepți. Atenție, mafioților, toți bărbații aflați la o masă. În momentul în care o femeie se ridică de la masă, așa, sau ajunge drept înapoi la masă, toți hopa sus în picioare drepți. Niciun bărbat nu stă jos dacă femeia e în picioare. Băi, eu nu știu dacă e sarcastică sau nu, adică stai un pic. O doare burtica? Vrea la băiță?
Nu pleacă cu alta mețită la WC-ul. Un bărbat merge cu ea sau cu ele. Adevărat, mă, mergem în baie și le ținem de mână, acolo. Hai, dă-i, 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 gen, știi? Deci, da, așa, așa. Deci, da, noi trebuie să mergem la baie cu, cu fetele. Să le ținem de mână, să nu cumva să ne înșele la baie. Sau să-și facă selfie-uri în oglindă. Da, bun, bine, deci sunt mersi, Dana Budeanu, când o să-mi fac o prietenă, o să știu. O să știu să mă duc cu ea la baie. Și stă și păzește clanța de la WC-ul până iese ea înapoi și o aduce înapoi la masă, la bar sau unde sunteți. Femeile nu merg dezlegate nici la WC-ul, nici nu intră în restaurante, nici nu comandă, nici nimic. Bun, mă, bine, de știut, adică normal. Comand eu. Mă uit pe meniu, ce mai ieftin? Aia. Nu contează, fă mănânci. Pâine goală mânci. Dana Budeanu, bă, ce să zic, e tare Dana Budeanu. M-a învățat niște lucruri foarte bune. Cred că acum o să am prieten în prima dată în viața mea. Sper că v-a plăcut acest clip. Da, nu știu dacă o să mai reacționez la Dana Budeanu. Cred că un clip e de ajuns. Nu cred că trebuie să facem o serie din chestia asta. Sperăm să ne vedem cât mai curând, pentru că v-am spus, am un program foarte, foarte încărcat. Sperăm să apară clipuri săptămânal, dacă nu o dată la două săptămâni. Nu știu cum o să fie. Și da, cam ăsta e clipul. Deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, de subscribe și poate de share ca să vadă și prietenii voștri, să dați un follow pe Insta la Dan Barjos Visi. Și fraților, noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Așa că multă, multă baftă. Salut!